Va sta 6 ani în spatele gratilor după ce a violat o minoră de 12 ani. Este vorba despre un bărbat din Olt, care în urmă cu câteva luni a agresat-o sexual pe fata iubitei sale. Ieri acesta și-a aflat sentința dictată de judecătorii gorjeni pentru faptele sale. Pe lângă perioada de încarcerare de 6 ani, acesta va trebui să plătească victimei sale daune morale în valoare de 18.000 de lei. Condamnă pe inculpatul Crețu Valentin la pedeapsa de 6 ani de închisoare. Menține măsura arestării preventive a inculpatului. Deduce perioada reținerii și arestării preventive a inculpatului de la data de 23.02.2018 la zi. Dispune prelevarea de la inculpat a probelor biologice în vederea introducerii profilului genetic în Sistemul Național de Date Genetice Judiciare. Admite în parte acțiunea civilă privind persoana vătămată și obligă inculpatul la plata către aceasta a sumei de 18.000 de lei cu titlu de daune morale cu drept de apel, au decis judecătorii. Bărbatul este obligat ca după cei 6 ani de închisoare să nu comunice cu persoana vătămată și să nu se apropie de aceasta pe o perioadă de 2 ani. Fetița locuia cu mama ei în satul Dâmbova, iar în acel moment femeia era iubita inculpatului.